Activitatea de marcare a străzilor a început în forță în tot orașul imediat ce vremea le-a permis muncitorilor și utilajelor să lucreze. Cei de la administrarea străzilor au început încă de anul trecut procedurile administrative pentru desemnarea unei firme care să se ocupe de trasarea din Slatina. Astfel, lucrările au demarat zilele trecute când temperaturile de afară au crescut și permit desfășurarea în bune condiții a acestor activități. Noi am început cu marcajele longitudinale pe străzile și bulevardele principale. Aș numera aici Crișan, Nicolae Titulescu, Nicolae Bălcescu, Ionașcu, Constantin Brâncoveanu, Vintilă Vodă, Drăgănești în zona industrială, Milcov către Parcul Industrial, Artileriei, Caterina Teodoroiu, Cuza Vodă, Poenii, Mănăstirii, mergem către strada Arcului. Trecerile de pietoni vor beneficia și ele de marcaje noi în perioada următoare. Pentru cele din zona școlilor, dar și cele amplasate în zonele foarte circulate din oraș, se va folosi vopsea specială rezistentă. Vom retușa cumva și zonele șterse ale marcajului efectuat anterior din termoplast. Vom continua în partea de marcaje cu marcajele transversale cu vopsea bicomponentă, care se vor face pe o suprafață de maxim 200 de metri pătrați deocamdată în etapa asta. Este vorba de acel sistem bicomponent care are o durabilitate mai mare în timp și ne-am gândit că ar fi mai bine să le facem undeva în zonele școlilor și la trecerile de pieton care sunt din ce în ce mai aglomerate. Reprezentanții Direcției Administrare a Străzilor au stabilit ordinea în care vor fi efectuate aceste marcaje speciale, primele pe listă fiind cele mai degradate din zona școlilor. Sunt două treceri de pieton acolo pe centura Basarabilor care se șterg mereu. Undeva în zona grădinței Ion Creangă, în intersecția străzii Arinului cu centura Basarabilor. La Liceu Greceanu, de asemenea, pe Nicolae Bălcescu, și vom continua să identificăm acele treceri de pieton care necesită neapărat vopsire cu acest bicomponent. Celelalte treceri de pietoni vor beneficia și ele de refacerea marcajelor cu vopsea clasică, lucrările fiind efectuate în regie proprie de angajații de la administrarea străzilor.